Echipa FCSB numără golurile. La imaginea asta trebuie să se uite jucătorii lui Dinamo. Așa. Și conducerea clubului lui Dinamo. Și la următorul meci, când va veni, împotriva lor, la băieții ăștia care strigă așa, să nu mai întoarcă și obrazul celălalt. Să le pune imaginile astea și să fie o echipă puternică, să calce în picioare pe băieții ăștia care strigă lucrurile. Ție ți-e jenă când vezi imaginea asta? Nu mi-e jenă. Sau te enervează? Mă enervează. Nu mi-e jenă, mă enervează. Sincer, mă enervează. Dar o să vină și timpul lor, când alții le vor striga așa. Nu așa se manifestă jucătorii profesioniști. Atenție, tu spui că asta depășește rivalitatea derbiului și că aici, nu e vorba, în regulă? Aici e vorba de nesimțire. N-au minte, atâta minte au. Normal, orice jucător mare, după un asemenea joc, trebuia să ia apărarea colegilor lor. Ai văzut discursul lui Diordescu cât de cumpătat a fost? Și discursul lui Amestoica. Dom'le, am trecut peste faza asta. Da. Deci tu spui că e o greșeală. Eu zic că mai mult respect față de colegilor. Care colegilor bănuiesc că stăteau în vestiarul celălalt și plângeau. Adevărul e că ei tocmai au venit după un 1-4 cu CFR-ul. Păi de ce n-au strigat la 1-4 și la meciurile celelalte? De ce n-au strigat așa în vestiar? Te întreb altceva, fii atent. Da, bine, n-au minte, că îi văd pe câțiva pe acolo. N-au mult creier unii dintre ei. Uite-l pe la micul pe jos, pe Popescu. Când îl vezi ăla, dacă îi pui mintea lui la o vacă, paște pe asfalt. Pe ce pretenții să ai la... Nu-i frumos să zici, dar e genial asta cu paște pe asfalt. Un educat care nu are creier. Dar Straton, uite cu ce foc țipă Straton. Ce să facă și el sărac? Acum are și el un an, doi de jucat și... Ce păi da, dar poți să fii Straton față de fosta ta echipă, nu știu. Păi de asta zic și eu, că e lipsă de respect. Da, Straton, stai că nu e lipsă de creier la Straton. Putem să spunem orice de Cătălin Straton, dar nu că nu-i merge mintea. Lipsă de respect. Da. Lipsă de respect. Așa ceva nu se face după un asemenea meci. Între jucători. Că poate se mai întâlnesc, se mai... Păi eu acum dacă aș fi jucător la Dinamo și m-aș întâlni cu ei, nu că se bag în seamă, nici aș întoarce capul, aș trata cu dispreț. Nu se face așa ceva între jucători, Victor. Dar te întreb altceva, Florine. Tu dacă erai jucător după meciul ăsta și îi auzeai în vestiar, cum reacționai? Nu avea ce să faci, trebuia să înghiți și respect. Da. Și repet, încă o dată, când va fi următorul meci, Dinamo FCSB, că în viață, și cum e roata aia, uite așa se învârte. În viață te mai întâlnești. Să le pune imaginile astea și Dinamo să aibă o echipă cu care să se bată de la egal la egal cu băieții ăștia care îi văd eu acum acolo. Nu e regulă ce s-a întâmplat. N-am văzut imaginile astea până acum. Nu le știai? A fost bucurie imediat după meci. Nu da. Le-am văzut, nu le știam. Da. Bine, au mai fost momente. Mi se pare că și la Naționala Franței a fost o problemă, tot că s-au bucurat prea ostentativ, nu mai știu cu cine câștigaseră și la fel au fost foarte criticați la ei în țară. Pe de altă parte, fac și astea parte din orgoliu din istoria acestui derby, dar eu știi la ce mă gândesc, Florine? Ca fotbalist la Dinamo. Și o să spui, ok, sunt copii, sunt nepregătiți. Nu contează. Bă, nu te uiți un pic în spate? La ce au însemnat, nu știu, spuneai tu, Tudu Georgescu, Dinu, Lucescu, Prunea, e o generație Stelea, de jucători. E o generație de jucători contra... care probabil că nici nu știu cine a fost Tudu Georgescu. Nici nu știu cine a fost greu, la Cornel Dinu. Victor, acum este o generație și de jucători. Sunt băieți tineri, au alt... Noi înainte nu vedeam decât fotbal. Ieșeam pe stradă și puneam patru cărămizi și jucam fotbal. Copiii ăștia de azi i-a văzut că se manifestă altfel. Pentru ei istoria nu contează. Pentru ei contează numai și numai prezentul. Nu neapărat la sportiv. Și la oamenii care nu joacă fotbal, da, în general. De asta zic, că n-am văzut imaginile astea acum. Și de asta zic că dacă ai caracter și jucător la Dinamo, la următorul meci îi prinzi și calzi pe cap. Nu cu așa... Uite-l pe domnul Crețu. Uite-l pe Crețu. Acum vreo două săptămâni se certa cu antrenorii, învăța antrenorii tactică. Ia uite-l acum, ia uite pe domnul Crețu ce se strâmbă pe acolo. Da. Ăla cine e negru? Florinel Coman. Florinel Coman în hanorac negru. Cu păi ăsta nici bine nu s-a apucat de fotbal și s-a apucat să strige în halul ăsta. Nici bine nu s-a apucat de fotbal. Păi ăsta e comportament de jucător profesionist. Da. Asta denotă, din punctul meu de vedere, că Dinamo, situația în care este, totuși este în continuare o echipă mare. Indiferent de jucătorii care sunt, de situația... Că nu te bucuri când bați o echipă Dinamo, pe care nu o consideri adversară puternică. Dinamo este o echipă mare datorită a ce are în spate, a istoriei clubului, a istoriei, a trofeelor care au fost câștigate și datorită suporterilor. Cordea spunea că era normal să le dea 10, că se putea să le dea 10. Și au avut la 6-0. E lipsă de experiență asta, Florine, să fie atât de surescitat, de să te bucuri așa, să te apuci să declari. Pentru că mie, spun personal, mi-a plăcut foarte mult discursul lui Edi, îl vom vedea imediat. L-am văzut și eu după meci.
Domne, și a mai scris o dată și s-a supărat un anumit antrenor din Liga 1 pe mine că de ce laud pe Edi. M-a făcut în toate felurile. Eu vreau ca toți antrenorii să dea dovadă de bun simț. Măcar ei, care teoretic sunt exemple pentru jucători. Păi când antrenorul se aruncă pe jos și face ca toate alea, ce pretenții mai ai de la jucători, nu? Bine, aici, Victor, sunt antrenori care se manifestă. Unii sunt mai, eu știu, mai colerici, mai colerici. Alții sunt, așteaptă puțin. Uite, pe Edi, a avut niște rezultate care putea să fie contestat. El a avut nevoie de un asemenea meci. Victor, și ai spus bine tu. El a avut nevoie de un asemenea meci. Sigur că s-a întâmplat să găsească și o echipă îngenunchiată, din toate punctele de vedere. Contează mai puțin, fiecare. Contează mai puțin, și, dar avea nevoie. Și... avea nevoie. Discursul lui după meci este un discurs pe care eu cred că l-a pregătit dinainte.